Biblioteca Județeană Ovidiu-Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat astăzi o nouă manifestare cultural-educativă desfășurată de data aceasta sub genericul Maria Callas Castadiva. La eveniment au participat 10 de elevi, care au aflat despre viața și cariera artistică a marii artiste Maria Callas, iar la final, unii dintre ei au fost premiați. Fidelă tradiției de a aduce în fața publicului, în mod deosebit a publicului tânăr, subiecte atractive care nu se studiază la orele de curs, instituția noastră organizează astăzi o activitate pentru a marca cei 100 de ani care s-au împlinit la 2 decembrie de la nașterea Mariei Callas, considerată cea mai mare artistă lirică a secolului 20, vocea care a fascinat iubitorii de operă din lumea întreagă. Vor fi prezentate momente importante din viața ei, munca asiduă pe care a depus-o pentru a ajunge o mare cântăreață, despre rolurile pe care le-a întruchipat, despre marile teatre de operă pe ale căror scenă a cântat, despre partenerii de scenă pe care i-a avut. Maria Callas a rămas însă un om cu bucurile și necazurile ei, cu trăirile ei puternice, dar și cu iubirea devastatoare care a afectat atât viața cât și cariera. Prezentarea a fost organizată cu speranța că publicul tânăr va fi atras de muzica de operă, va căuta să se documenteze și va dori să-și facă o cultură muzicală atât de necesară pentru educația estetică. Ca de obicei, la finalul prezentării, participanților li s-au adresat întrebări din subiectul expus, iar cei care au oferit răspunsuri corecte au primit premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană.